În primul rând, PSD și PNL doresc să protejeze firmele de partid încât se încalcă angajamentul asumat prin PNRR privind reformarea cadrului normativ din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor de care depinde a patra cerere de finanțare. Practic, ca să păstrați firmele căpușă, renunțați la aproximativ 3 miliarde de euro, bani pe care i-ar putea folosi România în infrastructură. În al doilea rând, din 2016, există legislație care vă obligă la certificarea firmelor care se ocupă de construcții, proiectare și consultanță în construcții. Prelungiți din nou termenul și se va ajunge la 10 ani de când statul român își fură singur căciula. Nu-i plac nici standardele de calitate, nici competiția firească într-o economie de piață. Și în al treilea rând, faceți jocul companiilor străine care primesc contracte colosale și nu prestează conform banilor plătiți. Așa ne luăm țepe de la turci, italieni și francezi, în condițiile în care avem firme românești care pot presta aceste lucrări, cu speciali bine instruiți și cu utilaje și cu dorință de a lucra. Țipă Marcel Ciolacu că vrea patriotism economic și apoi emite o ordonanță de urgență prin care face jocurile companiilor din străinătate. Ca inginer constructor, vă spun că această lege de aprobare a ordonanței Guvernului 33/2023 este o crimă pentru sectorul construcțiilor edilitare din România. Este sursa primă a unei corupții generalizate care împiedică dezvoltarea infrastructurii din țara noastră.